Salut, revin cu un nou videoclip de acasă, unde după aproximativ 5 luni vreau să pornesc loncinul de 2,3 cai putere și să îl băgăm și în lucru. I-am băgat benzină, de când l-am luat a avut probleme cu pornirea, l-am dus la reprezentanță, l-a făcut și are momente când pornește, când nu pornește. Acum să vedem, o să trag prima dată, fiind și de mult timp nepornit în gol, de vreo 2-3 ori. Bun. Acum o să-i punem șocul. Cred că ăsta e, dăm accelerația. Asta e pe stop. Dăm accelerația aici și să vedem ce. Nici n-are voie să stea într-o parte care are senzor la ulei și mai mult. Da, să vedem. Doamne ajută, ca niciodată. O pornit, merge frumos. I-am băgat oricum benzină bună. Am împins deja șocul mai mult de jumate. Și o să-l ducem la probă de lucru să vedem, sunt curios. Nu prea am lucrat cu el, că-l avem, mai am o motosapă Honda și motocultorul de Cadeo. Motosapa asta am luat-o ca să dăm în vie. Acum o să mergem să-i facem proba. Am împins șocul de tot. Nu fumegă, nu nimic. Sper că de data asta să meargă. Da. Mergem să vedem acolo la fața locului proba de lucru. Na, îi dăm bătaie să vedem dacă face ceva, dăm pântră vie, să vedem dacă nu mai știu să-l folosesc.
Merge fain să face cât de cât. Ok, dăm de mai multe ori. Se pare că mere loncinul. L-am luat pentru vie, pentru că distanța între vârste fiind mică, nu ne putem băga cu celelalte. Mi se pare cât de cât ok, așteptăm acum să se mai zvânte și îi dăm bătaie să nu crească bureanul. Da, e micuț. Frezele au 45, dar e ok. Hai mai dăm o pornire să vedem cum. Ascultați-l ce frumos toată. Se pare că și-a revenit. Haideți să mai mergem un pic. Cam atât. Loncinul funcționează perfect, e o motosapă de 2,3 cai putere, e făcută ca să dăm pântre vârste în solar, etc. Dacă v-a plăcut videoclipul, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat când revenim cu noi videoclipuri. Vă mulțumim!